Salut, prieteni, sunt Vasile Tutoriale Videoinfo și în acest tutorial care continuă seria celor despre programul InDesign voi arăta cum se pot importa imagini în acest program. Un document din InDesign poate să conțină text sau imagini, pentru că scopul unui asemenea document este de a fi scos la imprimantă, de a ajunge la tipografie. Deci, principalele formate care pot, de imagini care pot fi importate și care cel mai mult sunt folosite în InDesign, adică la crearea unor reviste, cărți și mai multor documente de acest gen, sunt formatul PSD, care sunt imaginile prelucrate în Photoshop, cum este cea pe care deja am importat-o eu, care este importată ca o selecție. Deci vom vedea că și va putea acest program InDesign poate să importe selecțiile din Photoshop. Deci noi dacă realizăm o selecție dintr-o poză, putem să importăm doar acea poză, doar acea selecție. Mai putem, altele care sunt foarte folosite în InDesign, poate mai ales dacă vrem să importăm un logo cu o transparență în spate, este formatul AI, adică cel din Adobe Illustrator. Bineînțeles, cele mai comune sunt JPEG și mai putem importa, tot așa, la fel de folosite, sunt în formatul PDF. Bun, deci să începem. Eu voi închide acest document ca să deschid imediat altul. Control W ca hotkey, short key. Nu salvăm, n-are niciun sens. Și mergem la File, New Document. Lăsăm o singură pagină, pentru scopul nostru ne ajunge. Nu mai umblăm acum la margin, la bleed. Dăm OK, deschidem repede documentul. Și începem acum să importăm. Eu deja am făcut acum un dosar care se numește InDesign, unde am aceste patru formate care sunt cele mai mult folosite, cum spuneam, în crearea documentelor din InDesign. Voi începe cu importul acestui JPEG. Pot să închid file-ul care l-am făcut eu înainte. InDesign. Și acum importul se face cu place, adică file, place, vedem hotkey-ul este control D. Deci putem control D să apăsăm și în acest moment ne apare dosarul nostru cu toate cele patru formate și nu avem de făcut decât să alegem acest JPEG, dăm open și să nu uităm, să ne obișnuim să bifăm în această zonă, această căsuță, Show Import Option, care ne deschide toate opțiunile de import. O să le vedem acum care sunt pentru un JPEG, apăsăm pe Open. Bine, și aici nu avem mari setări sau ce să alegem la un JPEG, că pur și simplu este doar o poză în acest format, dăm OK și putem acum să tragem, vedem cum avem agățată poza de cursor, tragem și introducem în document acest JPEG. Bun, mergem mai departe, acum și mergem control D și cum putem noi acum să importăm un PDF, care în prealabil eu l-am făcut în Adobe Illustrator, după care l-am salvat ca PDF. Bifăm pe el, îl alegem, Show Import Option, Open și acum avem mai multe facilități. Page, să vedem pagina, toate paginile, range, adică câte pagini putem să alegem, dintre de la 1 la câte dorim noi, câte are PDF-ul. Lăsăm la Preview Page, că noi avem doar o singură pagină, nu avem mai multe. Layer, vedem și layerul, are un singur layer unde se află și poza și textul pe care l-am realizat eu în Illustrator.
și dăm OK. La fel, acum putem să tragem acest PDF și să-l punem în documentul InDesign. Și acum urmează partea ceva mai interesantă, Ctrl-D, import acest PSD. Deci alegem PSD-ul, iar avem grijă și o import option, open. Image și ca să vedem, să importăm numai selecția din acest PSD, care o să fie și arăt acum selecția, mă refer, adică dacă selectăm, să spunem că luăm ridicăm key tool, selectăm ceva de genul acesta, nu contează acum, mergem la select, save selection, hai dăm un nume aici la picture, paint sau paint, mă rog. Paint, automat Photoshop-ul va crea un new channel, un nou canal alfa, care va menține această selecție. Vom vedea acum. Apăsăm pe OK și mergem la channel și vedem cum automat a apărut un nou canal, se numesc canale alfa, unde albul este, arată selecția noastră, interiorul selecției noastre. Dacă mergem acum la layers în Photoshop și deselectăm, vrem iar să încărcăm selecția noastră, avem channel-ul jos, mergem în această zonă unde arată acest reticle, această de selecție, această icoană, scriem load channel as selection, adică încarcă canalul ca selecție. S-a selectat, mergem iar la layers, după ce bifăm RGB, adică toate culorile se vadă, la layers și vedem cum iar avem selecția noastră. Deci asta e modalitate de salvare selecție. Fie că selecțiile în Photoshop se salvează în acel canal pe care îl creează automat Photoshop-ul. Noi acum, dacă salvăm acest document, va rămâne și acel alpha channel la care o să mă refer eu acum când fac importul. O să minimalizez acum. Deci am văzut cum se face acea selecție și acum vrem ca această imagine PSD din Photoshop, la care înainte am făcut selecția, să fie importată în InDesign, dar doar ca selecție, doar acel canal alfa. Bun, ce avem de ales de aici? Vedem alfa, cine, transparența sau chiar alfa, adică canalul alfa care conservă acea selecție. Eu aleg alfa și vedem imediat cum se schimbă, exact se va importa numai selecția respectivă pe care am făcut-o eu înainte. Dăm OK și acum vedem cum se importă exact selecția. Bun, mai avem de văzut cum se importă acum un AI, adică un document făcut în, realizat în InDesign. În InDesign se importă, cum am mai spus, în general, o să folosesc poate la anumiți vectori pe care îi faceți voi în InDesign. Deci, eu acum am făcut un vector așa, în care m-am distrat puțin făcându-l, și eu import option din nou, open, și acum trebuie să avem grijă mereu să fie bifat iar transparent background, adică să nu se copieze tot documentul, toată pagina cu fundalul, să nu avem nimic în spate, doar transparență, adică să rămâne doar vectorul pe care l-am făcut noi în InDesign. Dacă dăm pe layers, vedem layer-le din care a fost el format, a fost doar într-un singur layer, vedem doar dintr-un singur layer, pentru că toate formele le-am grupat înainte și le-am pus într-unul singur. Și acum dăm OK și vedem frumos cum putem să introducem și vectorul nostru, care are o transparență în spate. Și dacă o să-l pun deasupra acesta, mergem la... Dacă va fi, mă rog,
mergem la fitting, ca să-l aranjăm, fiind content. Și ca, să nu uit, dacă vrem să potrivim imaginile cum vrem să, ce să se vadă din imagine, apăsăm pe centru acestui frame. Dacă vrem să mutăm cu tocul frame și imaginea, mergem într-un colț. Mergem la fitting. Fit frame. Într-un colț și putem să mutăm tot. Cam asta ar fi despre importul în InDesign. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următorul tutorial, unde voi discuta despre importul textului, care este la fel de important într-un document InDesign ca și imagine, evident.